Bună ziua și bine ne-am regăsit la o nouă emisiune în Creierul Minții. Poate din exterior invidiem într-o formă sau alta pe acei care își deschid o afacere. Dar nimeni nu știe ce este în spatele visului, planurilor, obiectivelor asumate sau cele care vin neplanificate. Ce emoții, ce frustrări, adică ce dimensiune emoțională există în spatele celui care dezvoltă, sub o formă sau alta, o afacere. Celui care îi se mai spune și antreprenor. Invitata mea de astăzi este un, chiar dacă nu știu dacă o să-i placă sau nu, dar am să zic eu, un antrenor a celor care la un moment dat se pierd pe drum. Îi ajută să-și regăsească potențialul, motivația, sensul. Și eu pot să confirm cu toți cu care se întâlnește, invitata mea de astăzi, pe toți îi face să se bucure de întâlnirea cu ea și de drumul pe care l-au ales. De asta este foarte mândră de toți oamenii care intră în cabinet, pentru că toți oamenii prind un suflu nou și redescoperindu-se, restructurându-se, inclusiv emoțional și în ceea ce privește planificarea și obiectivele, au rezultate, rezultate foarte bune. Astfel, îi spun bine a venit la noi, Feliciei Stoica, psiholog, coach, psihoterapeut, nu mi-ai scris, dar eu știu că ești psihoterapeut și te dau de gol și fondatorul unei firme foarte bine ancorată pe piața noastră de coach. Bine te-am găsit, Gianina, mulțumesc pentru invitație și pentru prezentare. Nici nu mi-am imaginat că pot să fac atât de multe lucruri. Da, eu te cunosc și iarăși eu sunt aia prucioasă, știi, dau din casă. Mi-a trebuit foarte mult să o conving pe Felicia să vină în emisiune. Pentru că știți cum se întâmplă. Oamenii, cu cât sunt mai valoroși, cu atât sunt plini de modestie și de bun simț. Și ea de fiecare dată când îi spuneam, cred că de vreun an de zile mă chinui, spunea, dar ce o să am eu de spus? Dar ce? Și eu știind cât de multe lucruri face și care sunt rezultatele muncii ei și de când muncește, chiar și eu am apelat de multe ori pe probleme profesionale și m-a ajutat, nu știu dacă îți mai aduce aminte. Acum mulți ani, să nu zicem, eram la început de drum pe psihoterapie, avut, și te-am rugat să-mi spui. Și acum țin minte și țin minte și locul și ceea ce indicații mi-ai dat. Adică, serios, exact omul pe care eu îl stimez, îl apreciez și știu că același feedback ai din partea tuturor cu care te întâlnești, acela e cel mai modest. Bine că apar toate beizadelele din profesionale și nu pot să aduc om valoros, așa că sunt foarte mândră de mine că am reușit să te aduc. Mulțumesc! Cred că toate vin atunci când e potrivit să vină și da. Mulțumesc pentru invitație. Cu drag! Uite, te-am rugat frumos să vorbim despre această dimensiune emoțională în antreprenoriat. Așa, te las oftez. Așa. Acum așa. Sunt gata. Da, există. Adică nu e neapărat că în antreprenoriat sau în, nu știu, într-o afacere, într-o organizație. Dimensiunea emoțională face parte din ceea ce suntem noi ca oameni și înainte de a fi niște roluri, adică antreprenori, angajați, manager, lider, înainte de orice suntem oameni și ducem cu noi frumusețea, spectacolul ăsta interior care se numește viața emoțională. Și afectează uneori spre bine, uneori spre mai puțin bine echipa, mediul, firma. Mie îmi place să spun că intersectează sau impactează. Nu știu dacă neapărat, adică sigur afectează, dar cel puțin în percepția noastră colectivă afectează, tinde să aibă o conotație relativ sau ușor negativă. Ceea ce ne face să atribuim emoțiilor o conotație negativă. Nu ne trebuie, nu ne ajută, ne încurcă în afaceri, ne încurcă în decizii raționale. Și atunci eu zic mai degrabă cum impactează, cum conviețuiesc emoțiile și rațiunea
în toate rolurile pe care noi le avem. Și cum conversiesc? Din experiența ta cu clienții care sunt de la persoane, de la indivizi până la colective și firme, corporații mm-hmm. foarte mari. Tu lucrezi și cu grupuri cu număr destul de mare. Mm-hmm. Da, lucrez și individual, în sesiuni mm-hmm. individuale și lucrez și cu echipe, cu organizații. Dacă mă întrebi din punct de vedere al clienților mei, al oamenilor cu care lucrez, aș zice că e un pic de strădanie până să accepte să dea voie să conviețuiască emoție și rațiunii. De altfel, cred că e o tendință generală ca noi să gândim așa în mod binar A sau B, bine sau rău, corect, greșit. Și atunci când avem pe masă două dimensiuni, tindem să le așezăm așa și să spunem acum e asta sau e cealaltă. Eu îi învăț să spună și în loc de sau. Pentru că nu e rațiune sau emoție, este cum rațiunea și emoția te ajută în obiectivele pe care le ai, în visele pe care le ai, în planurile pe care le ai. Nu e ușor, pentru că noi nu avem un antrenament în direcția asta, nu avem o educație emoțională de mici, din școală, din familie și apoi, na, de unde să știm cum să facem dacă nu ne-a antrenat cineva până acum? Exact, și stereotipul ăla al șefului, fie el patron sau șef pentru un grup mai mic, sau fie, cum mă raportez, fie în rolul de șef, fie în rolul de angajat, subaltern. Este stereotipul ăla că omul trebuie să fie dur, să nu se lecească nimic pe față. Și el, din moment ce e moale, adică își manifestă emoția, e deja încălțat. Poate fi. Eu observ cu bucurie că începe să se mai diminueze un pic ideea asta că în calitate de, în viața profesională, că ai dat ambele perspective, așa, fie de lider, fie de om într-o echipă, contributor într-o echipă, mă uit cu bucurie că începe să se mai diminueze un pic perspectiva asta, ai nevoie ca profesional, trebuie să fii dur, adică să lași emoțiile la ușă când ai intrat la muncă, pentru că aici nu suntem emoționali. Cred că avem doar pur și simplu o înțelegere, hai să ne zic greșită, poate nu foarte onestă, cinstită față de emoții. Și asta e motivul pentru care tindem să spunem noi nu avem nevoie de emoții la muncă, că asta ne încurcă. Emoții nu înseamnă că ne apucăm să plângem pe la birou sau că, nu știu, nu ne putem face treaba. Și odată ce prin programele pe care le fac sau prin sesiunile pe care le fac îi ajut oamenii să înțeleagă ce înseamnă și cum se lucreze cu emoțiile, își dau seama că de fapt sunt niște instrumente foarte valoroase care le aduc o grămadă de informații, ba inclusiv pot lucra în mod foarte structurat și rațional cu emoțiile pe care le au. Sună așa paradoxal, da, structurat, da, da, și rațional. Există, emoțiile au o structură, ele au un scop, au un sens și îți aduc foarte multe informații. Noi mă lucrăm... faci curioasă, îți dai seama că asta e următoarea mea întrebare. Lucrăm mai ușor rațional. De asta cumva, mai ales cu concepte din astea volatile, așa, adică pe emoții nu poți să pui mâna, nu spui asta e o emoție, e ceva ce nu e tangibil. Și atunci creierul, ca să poată să proceseze felul în care se raportează la o emoție, are nevoie să-i dea o formă, un sens. Și așa lucrăm cu structura emoției. Așa. Dă-mi un exemplu, te rog frumos. Un exemplu de... În care emoția e structurată rațional, asta era termenul? E structurată logic, aș zice. Logic, așa. Da, în sensul în care, indiferent de emoție, ea are o poveste în spate, are o... are un gând. Da? Noi gândim ceva despre, gândim ceva despre fericire, gândim ceva despre tristețe. Există, noi așa spunem, este povestea din spatele emoției. Care poveste, gând sau perspectivă generează un impuls? De exemplu, atunci când sunt trist, povestea este, poate să fie, e foarte interpretabil. Cu emoțiile întotdeauna este interpretare, e foarte personal.
când simt tristețe, de exemplu, gândul care apare este, poate să fie, de exemplu, nu știu, am pierdut ceva ce mi-era drag sau conta pentru mine sau este ceva ce eu aș fi vrut să am și nu mai am în viața mea, indiferent dacă sunt persoane sau lucruri materiale. Și atunci apare un impuls. Care este impulsul de obicei? În cazul tristeții, de exemplu, nu știu, să mă retrag, să jelesc cumva pierderea. Da? Poate chiar să plâng, de ce nu, dacă e o pierdere a unei persoane dragi. Așa e firesc. Impuls nu înseamnă neapărat că și fac ceea ce îmi vine să fac. Adică, de exemplu, dacă ne mutăm pe o emoție cu o energie mai puternică, spre exemplu, furie, da, impulsul poate să fie, nu știu, să ridic tonul sau chiar să fac un gest poate nepotrivit, de care nu sunt neapărat foarte mândră. Dar ăsta este un impuls, este foarte fizic, organic. Asta nu înseamnă neapărat că și fac. Și asta e a doua parte a emoției sau din structura emoției. Deci are un gând, are un impuls și are un scop. Da? Emoția vine în noi un scop. Vine să ne învețe ceva, vine să ne atragă atenția la ceva ce nu suntem atenți sau vine să ne dea o putere. Fără acea emoție, poate noi nu am fi capabili să facem anumite lucruri. Ce frumos că învățăm așa. Inclusiv emoțiile care par inconfortabile. Exact. Ele vin cu un scop. Vor ceva. Da? Și atunci, dacă... Frustrarea. Sau unde pot să o încadrez la o emoție care mă ajută. Da, poate să fie, pentru că frustrarea, dacă este decodificată corect și în mod util, are energie, are putere. Și atunci poți să spui, bun, care e sensul pentru care frustrarea există acum în mine? Ce mă împinge să fac? Poate să caut soluții acolo unde nu m-aș fi gândit până acum. Poate să-mi dau seama că depun energie într-o direcție care, nu știu, e o cauză pierdută în ghilimele și atunci îmi reconsider energia și timpul și resursele să le direcționez în altă parte. Cred că paradigma sau ideea de la care aș pleca în legătură cu emoțiile ar fi că nu există emoții pozitive sau negative. Asta cred că e cea mai mare luptă a mea în educația emoțională, să ajut oamenii să înțeleagă că nu există emoții negative. Pot fi inconfortabile, pot fi incomode, pot fi neplăcute, dar asta nu înseamnă că sunt negative, pentru că atâta timp cât scopul este inerent pozitiv, ele vin să mă trezească din ceva. Mi-atrag atenția asupra ceva. Să mi-atrag atenția acolo unde nu mă uit. Fie că asupra mea, fie asupra modul în care relaționez cu ceilalți sau percep contextul. Și de aici încep două căi posibile. Unii oameni le ascultă, alții nu le ascultă. Ce se întâmplă cu cei care nu le ascultă? O perioadă o duc bine. Exact, că zic nu. Nu-mi place, e frustrant, nu sunt de acord. Pot să trăiesc, pot să supraviețuiesc cu asta. Își spun. Sigur, da, nu. Adică eu nu cred că există o rețetă, eu nu cred că trebuie să facem ceva, mai ales în legătură cu emoțiile, adică sunt foarte puține lucruri care trebuie cu adevărat în viața asta. Da, poți să trăiești o perioadă bună fiind ignorant emoțional. Realist vorbind, și eu am trăit o mulțime de timp fiind foarte ignorant în ceea ce privește emoțiile, credeam că știu despre ele. Eu am terminat facultatea de psihologie, credeam că sunt deșteaptă, apoi am făcut niște formări în psihoterapie, în coaching sistemic, școli internaționale, o grămadă de programe și mi se părea că am devenit și mai înțeleaptă. Și nu suntem așa dacă facem niște școli? Da, sunt foarte deștept, dar nu asta. Eu, până la un punct, care a fost așa un declic pentru mine, până la un punct, da, știam multe lucruri despre emoții, dar noi avem două forme de a cunoaște emoțiile. O formă asta în care știm despre emoții și forma în care trăim emoții. Știam foarte multe despre emoții la nivel teoretic, așa, eram un dicționar ambulant de emoții, dar până în momentul în care am dat seama că să devii cu adevărat agil emoțional sau,
educat emoțional înseamnă să-ți dai voie să le simți așa cum vin, să le trăiești, ăi un pas un pic mai încolo. Adică nu e suficient doar să știi despre ele, ci să le dai voie să și existe în viața ta. Deci, revenind la întrebarea ta, ce fac cei care aleg să le dea supreș sau să le ignore, să facă că nu există, o perioadă o duc relativ bine, apoi încep să apară diferite semne, dacă le vezi, inclusiv fizice, de disfuncționalități fizice, de lipsă de atenție, de concentrare, de o stare veșnică de nemulțumire. Lucrez cu foarte mulți oameni și nu doar antreprenori sau lideri, pur și simplu. Da, am zis că astăzi vorbim pe zona asta, dar e păcat să nu o extindem. Chiar dacă sunt în poziții de genul ăsta, dar vin în calitate de oameni, pur și simplu. Exact. Și vin cu tema asta. Am un job bun, câștig bine, am familie, am copii, am aparent statut social. Am cam tot ceea ce mi-am poate dorit dori, da, sau am luptat sau așa, nu-s bine. De altfel, acum nu știu neapărat să dăm definiții sau așa, dar e important să avem un reper. Organizația Mondială a Sănătății definește starea de bine din trei perspective, biopsihosocial. Așa. Noi ne întâlnim pe stradă, ce mai faci? Sunt bine. Ei, cum definești binele ăsta? Păi, nu știu, nu mă doare nimic, nu sunt la spital, copiii sunt la școală, totul e ok. Adică sunt bine social, biopsihosocial. Sunt bine social, bio sunt bine pentru că na, sunt nu întreg, mai doare pe ești pe acolo, sunt ok, dar psiho nu prea știm să-i zicem bine. Și atunci un echilibru ar fi cam 33% din fiecare, dar noi definim bine așa la modul ăsta, mai degrabă fizic sau social și mai puțin emoțional. Când te doare ceva, mergi la medic. Copilul meu de cel mai mic de 9 ani îmi spune că sunt un fel de medic de suflete. Ce frumos! E foarte frumos copilul tău, că fac o paranteză, copilul meu când era 3-4 ani, când se lăuda cu ce e mama lui, ce meserie are mama lui, în loc de psiholog spunea: mama mea este psihopată. Ce intuiție o fi având ea? Cât ce era diferența? Psiholog, psihopat, măsură, da? Cam toți suntem un pic luați. Mie recent mi-a zis acum, de când după pandemie și lucrăm atât de mult online, care iarăși este o sursă de dezechilibru destul de puternic, ne-am depersonalizat un pic și ne-am pierdut un pic în și în nevoia de baza noastră, interacțiunea cu celălalt. Socială. Exact. Și ne-am înstrăinat de noi inclusiv, nu doar între noi, ci și de noi înșine. Am uitat, da. Și recent mie mi-a zis, Victor are 9 ani, David are 16 și Victor de 9 ani mi-a zis, nu știu ce lucram și am zis că m-am întâlnit cu cineva să lucrez și am ajutat-o să simtă mai bine în viața ei și nu știu ce a fost așa un context de ce ai făcut azi. Da, 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 vorbind ca să învățăm zice, să vorbească. Da, de ce ai făcut asta? Și zic, cum de ce? Da, eu sunt psiholog, ai uitat? Și zice, a, credeam că ești IT-ist. Zic, da, de ce? Zice, lucrez cam mult la calculator. Am și sesiuni online pe Zoom-uri și așa și el nu mai are percepția mama într-un birou cabinet, sau da, într-o da, da, sală da, da, de training. Da, 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 exact. Mama e cu laptopul în față. Deci deja te-a încadrat în altă parte. Da, apropo de încadrările noastre și, cum spuneai tu, gând, emoție și concluzie până în cazul copilului tău. Gândul a fost că te vede acolo, emoția e că... Gând, emoție, acțiune și rezultat. Cam ăsta de altfel e și traseul. Avem niște gânduri, gândurile declanșează emoții, emoțiile generează diferite tipuri de acțiuni și în funcție de acțiunile pe care le facem, sigur avem diferite tipuri de rezultate. Și e care nasc alte gânduri? Care nasc alte gânduri, exact. E un cerc vicios, să zic așa. Și cred că de aici aș cumva, e iarăși un principiu fundamental de a-ți hrăni mintea cu gânduri pozitive ca să poți genera tot traseul ăsta de succes și reușite.
Numai că e cam dificil, având în vedere că noi suntem creativi pe partea asta negativă. Știam că undeva noi avem pe zi în jur de 70.000 de gânduri și peste 75% sunt negative. Da, și prea puține din ele se și întâmplă de fapt. Ca să nu mai zic asta, da. Așa. Da. Uite, mai e ceva care vrei să ne spui? N-aș vrea să te opresc de la nicio frază. Ai multe să ne spui, da. Dar eu mi-am făcut temele că mă întâlneam cu un coach și că trebuie să fiu serioasă aici. Reluând tema emisiunii, dimensiunile, să mă uit pe dimensiunea emoțională la antreprenoriat, vreau să te întreb, din perspectiva ta, a specialistului care a lucrat cu foarte mulți oameni și care a lucrat în primul rând cu echipe și ai văzut și ce înseamnă leadership-ul, crezi că e nevoie de anumite dimensiuni emoționale care să te ajute și sau sunt unele pe care le ai și te încurcă în munca în echipă sau într-o sau când ești un individ în echipă sau nu mai zic când ești lider unei echipe. Adică ce ar fi bine să-ți educi și ce ar fi bine să-ți temperezi atunci când vorbim de latura asta și de dimensiunea profesională a unui individ? Dacă este bine, adică nu neapărat obligatoriu. Întreb și eu așa ca la școală. Da, eu cred că nu putem fără. Adică oricât de mult am încercat, nu putem fără asta. Nu știu dacă aș da neapărat exemple de emoții acum, de care avem sau nu avem nevoie. Pentru că tocmai asta zic, chiar și atunci când poate trăiesc niște emoții, de exemplu, de, nu știu, de dezamăgire. Așa. Sau să întâlnesc des la echipe, la oamenii cu care lucrez, dezamăgire, descurajare. Exact. Și da, sigur, poți să te gândești, bun, cum poate să fie un lider bun atâta timp cât el ajunge într-un context profesional în care în majoritatea timpului este în starea asta de descurajare, dezamăgire, de disconfort. De-aia iarăși spun, e ok să fie așa. Dacă poți să te așezi un pic și să înțelegi ce se întâmplă, ce ai nevoie să faci diferit, cât timp îți mai dai voie să stai în starea asta, că e important să stai un pic. Cred că mai degrabă m-aș duce la ideea tot la principii. Când apare în viața ta ca profesionist, apare o emoție, primul lucru este să începi să te observi. În primul rând, noi nu știu. Dacă eu întreb acum pe cineva cum te simți acum... Bine, răspunsul standard. Ok, sau bine, sau ce-ți veni, mă întreb asta. Exact. Deci cred că primul lucru ca noi să putem deveni mai maturi emoțional și mai puternici emoțional este să ne dăm timp să observăm emoțiile în care suntem. Nu există nicio instanță, niciun moment al zilei în care noi nu trăim emoții. Că mai întâlnesc și răspunsul ăsta. Acum, ce simți? Acum te simți? Nu simt nimic. No way. Adică doar dacă ești în comă, da? Da. E singurul moment al vieții în care nu simt, nu am emoții. A, că nu le conștientizez, că nu le percep, că n-ai învățat să te uiți la ele. Asta e altă poveste. Se poate învăța. Dar ele există în tine. Și atunci aș zice, indiferent, până să ajungi să numești în ce emoții ești, important să înveți să te uiți, să le observi. Și apoi, da, să poți să identifici corect care emoția. Avem peste 200 de emoții unice, diferite. E un spectacol, asta îmi place să spun, e un spectacol întreg. E important să înțelegi în care emoții ești, pentru că îți va da reacții diferite, impulsuri diferite, ele vin cu scopuri diferite. Deci cumva tot concertul. Dar nu te întreabă clienți de ai tăi, bun, sunt într-o perioadă în care emoția mea este aproape depresivă legată de viața mea personală și mă duc la job, dar nu vreau să mai simt asta. Acolo e nevoie să fiu pozitiv, că e termenul care îl folosește toată lumea și foarte ușor și e de fapt... super inflamat degeaba. Trebuie să fiu un lider pozitiv care să arăte entuziasmul, care nu pot să mă las copleșit de ce am pățit eu acasă. Cum gestionez această discuție?
În realitate nu prea poți. Adică e o falsă impresie că poți. Sau poți doar pe termen foarte scurt sau poți doar în mintea ta. E foarte posibil și în 99% din cazuri oamenii te văd cum ești. Că tu nu le spui în cuvinte am o stare proastă sau am o stare... Asta cu depresivul e ușor să ne auto... Da, etichetăm și sună bine așa. Da, eu îi învăț inclusiv să nu-și mai pună singuri diagnostice de genul ăsta. Dar indiferent cât ai crede că poți masca, oamenii te văd, te simt, te percep. Tu nu le spui, ei nu spun. Adică e genul ăla de conversație subterană care există, dar nimeni nu îndrăznește să pună cărțile pe masă. Cum gestionezi astfel de situații? Învăț oamenii să își asume această să fie autentici, să-și asume pur și simplu perioade. Îi învăț să vorbească despre emoții. Dar iarăși nu în sensul în care ne adunăm la muncă, avem ședință și trebuie să rezolvăm nu știu ce proiect sau client și noi ne apucăm să spunem eu mă simt astăzi trist sau deprimat sau în orice fel. Nu despre asta e vorba. Limbajul sau felul în care conversațiile sunt despre emoții e foarte important să fie înțeles pentru că înveți să citești emoțiile în spatele unei conversații raționale. Și în felul ăsta, în calitate de lider sau de profesionist care vrei să dovedești empatie, suport, sprijin, angajament, nu poți face lucrul ăsta dacă tu nu sesizezi că în momentul în care vine cineva și spune mie nu-mi convine, asta nu e la mine în fișa postului, de ce trebuie să fac eu chestia asta? Sau nu e la noi în departament să facă ceilalți? El îți spune niște lucruri practice, pragmatice, raționale. Care este emoția din spate? Că este o emoție care de nedreptate. Da? El se luptă cu trăirea de nedreptate. Exact, eu degeaba îi spun, păi hai să adăugăm punctul 7. Adică eu nu rezolv problema tot rațional, pentru că eu trebuie să înțeleg că el are o trăire care îl încurcă să-și facă treaba, tocmai pentru că nu știe să o gestioneze. Și atunci, limbajul emoțiilor nu înseamnă că în loc să ne facem treaba, stăm și povestim chestii, ci mai degrabă felul în care reușim să înțelegem în ce este în spatele a ceea ce oamenii ne spun. În alte cuvinte decât în emoții. Pentru asta liderul, oricare ar fi el, cu 3 subalterni sau cu 300, e nevoie să fie pregătit pentru asta. Păi nu? Da. Și asta ține de, iarăși, teoria, nu m-am mai pe foaie, inteligența emoțională, de care am auzit și am început să fim conștienți, dar la un moment dat o forțăm iarăși. Și am văzut deja să scrie pe CV. Întrunesc competențele, toate abilitățile și competențele necesare unei inteligențe emoționale dezvoltate. Wow! La ce se referă? Te rog frumos, începem cu definiția. Da, eu i-aș zice, noi avem mai multe tipuri de inteligență și asta e vestea bună. Eu îi spun mai degrabă agilitate emoțională. Îmi place foarte mult conceptul ăsta de agilitate pentru că e un cuvânt cu mișcare. Inteligentă e, dețin niște adevăruri, dețin niște cunoștințe și până aici e bine. Adică noi putem să acumulăm, cumva se leagă de ce povesteam mai devreme, la nivel teoretic, pot să dețin multe informații, cunoștințe, să mă echipez cu o grămadă de instrumente, de metode, tehnici, așa mai departe. Și spun, bun, inteligent emoțional, că am achiziționat. Îmi place agilitatea pentru că cuvântul în sine are mișcare. E viu. E viu și pentru mine asta e important în emoții, să înțeleg cum mă mișc printre ele. Cum mă mișc dintr-o emoție care am înțeles cum o cheamă, ce vrea de la mine, ce mi-arată, ce mă învață, decid să stau o perioadă, în momentul în care am înțeles că nu mai este utilă, cum pot să mă mut în alte emoții care să mă ajute să-mi fac treaba, să-mi îndeplinesc obiectivele, să fiu un lider bun, să fiu un părinte bun, să fiu un om mai bun pe lumea asta, adică indiferent de sfera personală sau profesională, mișcarea printre emoții și prin emoții, cred că pentru mine e foarte valoroasă. De asta eu îi spun agilitate emoțională, capacitatea asta de a naviga dintr-o stare în alta ca să-mi servească, nu să mă încurce. Adică emoția poate să fie un bolovan în mijlocul drumului
În același timp poate să fie o modalitate în care eu să avansez în viață mult mai fluid și mai, mai ușor. Ok. Apropo de agilitate, am să te rog să nu mai dai din mâini peste microfon. Okay. Așa, mai ales că ai niște brățări foarte frumoase, dar sunt destul de abile în a crea zgomot. Mulțumesc. Și o să luăm bătaia amândouă de la gard. Nu cred că trebuie să spun asta, dar totul este viu în relațiile noastre, exact, și eu sunt asumată, da. Da, și iar e păcat că se pierde, da. Iar eu n-am mai fost la o emisiune de 3 ani de zile, dinainte de pandemie, de da, fapt. Deci obligatoriu te ții de mâini, nu le mai deschizi, așa. Îți mulțumesc, scuze-mă că te-am întrerupt, dar era păcat că și eu dau din mâini când vorbesc. Mm-hmm. Pentru că încercăm să fim cât mai expresive. Dar am uitat să te descalți brățările, ca să zic așa. Da, te rog să continui, scuză-mă încă o dată că te-am întrerupt. Cred că tocmai ajunsesem cumva la, la ideea asta, că emoția poate să fie... Pentru mine, conceptul și... De inteligență emoțională, da. Da, și ceea ce eu învăț pe oameni este agilitate emoțională, așa de altfel se cheamă și, și programele sau modalitatea în care eu lucrez, pentru că îi ajut să transforme emoțiile blocante în modalități de a naviga, de a se muta, de a se mișca dintr-o emoție în alta. Adică îi înveți, ce frumos, îi înveți că de fapt sunt resurse, ei vin acolo și zic, vai, am niște probleme, ia problemele astea care sunt emoțiile astea, fă ceva... ți le dau și tu zici, Doamne, ce resurse faine sunt ele. Și înveți că, de fapt, e un combustibil. Acolo e putere. Exact, da, exact, da. Putere. Emoția este putere. Gândul, doar gândul singur nu ne mișcă, nu ne face să facem lucruri. De multe ori mă gândesc, dar de când mă gândesc să fac asta, nu se întâmplă. Ce-ți dorești? Păi să devin, sunt angajat, vreau să devin antreprenor. Chiar recent am lucrat cu cineva în tranziția asta de la angajat la antreprenor. Și de când mă gândesc, dar tot mă gândesc și aș vrea să fac și aia și aia, și în aceeași poziție, la gând, stă în gânduri. Noi stăm prea mult în gânduri. Ceea ce ne mișcă este emoția, adică nebunia, curajul, aventura în cazul acestei doamne. Emoția este cea care ne mișcă să acționăm, ne mișcă să facem lucruri. Gândul singur nu ne ajută să facem asta. Din contră, gândul e mai bloc, adică e mai, mai rigid. Da, da. Depinde și de gând, înțeles. Da, și apropo de ce spuneai mai devreme, de obicei, cel mai des aud, vreau să-mi gestionez emoțiile, vreau să-mi controlez emoțiile. Și îmi place foarte mult când termin de lucrat cu oamenii, indiferent în ce formă, și zic, eu nu vreau să mai controlez nimic, vreau să le las să existe, vreau să trăiască în mine. Mie mi se pare total inutil, e ca și cum ar fi o luptă a ta împotriva ta. Emoțiile fac parte din tine, tu ești emoție, consistent în emoții. Și atunci spui, vreau să îmi controlez emoțiile, ca și cum ai spune, eu vreau să mă controlez pe mine. Da, adică... Care e scopul? Spui piedică singur. Da, da. Deci nu, noi nu putem controla emoții, noi putem, putem controla felul în care gândim sau putem gestiona felul în care gândim. Care gând va declanșa la un moment dat o emoție diferită. Să vrei să-ți controlezi emoțiile, mi se pare o luptă pierdantă, exact, cred că se zice, din start. Exact. Adică total inutil. Da, da, până să venim la un coach, la un psihoterapeut, ce am fost noi învățați, mai ales în prima parte a vieții, nu te manifesta, nu arăta. Stai în banca ta și nu ai voie să plângi, nu ai voie să te revolți, nu ai voie să îți exprimi și așa mai departe. Și acum... E foarte confuz, mai ales pentru tineri, copii, tineri, adolescenți, pentru că, da, noi suntem niște adulți, foști copii sau copii viitori adulți. E foarte confuz, într-adevăr, să te așezi emoțional în mod echilibrat, pentru că ți se spune dacă plânge rușinos, dacă îți pui punctul de vedere e riscant și ești penibil, obraznic sau, și nepoliticos, deci să zic că mi-e rău, nu-i bine, să spun cum aș vrea, nu-i bine, și atunci să fac ce?
Exact. E foarte confuz. Exact. Și e viitorul angajat sau antreprenor sau coordonator a unei echipe care ar fi bine să recunoască la ceilalți, cum spuneai, emoția, dar el nu și-o recunoaște la el. Față de el. Pentru că e privită ca o formă de vulnerabilitate. Vulnerabilitate așa, în sensul de slăbiciune care, de fapt, incapacitate. Așa, exact. Vulnerabilitate care este către slăbiciune, slăbiciunea percepută ca o incapacitate. Și da, eu... Tocmai aici e un alt switch care se produce. Emoția este o sursă de putere și vulnerabilitatea înțeleasă în sensul ăsta de putere, de asumare. Dar da, na, lupți cu niște da, cum să zic, cu sisteme, da, întregi, de la cel familial până la cel educațional. Da. Cu cine ți-e mai ușor să lucrezi? Cu generația tânără sau mai de mult tânără? Eu mă înscriu, cred că mai de mult tânără. Recunosc că am diversitate foarte mare de clienți, de la copii de la 7, 8, 10 ani până la adulți ca noi de 45 plus, mă încadrez. Aș zice că îmi place mai mult cu cineva și mai puțin cu altcineva. Aș zice însă că sunt din ce în ce mai plăcut surprinsă de istețimea și ascuțimea pe care o au tinerii și adolescenții în a sta cu ei și cu emoțiile lor. Lucrez în perioada asta cu mai mulți adolescenți care îmi spun am hotărât să mă uit mai mult la mine decât la ceilalți. Ceea ce pentru mine este... Nici nu exista fraza asta. Apropo de sistemul, că și sistemul educațional s-a schimbat și există ore de dezvoltare, de consiliere. Cumva e mai flexibil decât cel pe care noi l-am prins. Da, e adevărat. Se întâmplă lucruri și în școli, se schimbă lucruri, au acces la informații, dar da, pentru mine a fost așa... Ce curajos! Da. Pur și simplu, inițial n-am știut cum să iau nevoia asta, adică mi se părea că trebuie să o luăm din altă parte. Stai un pic, dar ai abia 13-14 ani, cum adică? Asta nu-i perioada în care stuiți la tine. Se uită alții la tine și își pui mâinile în cap că ești adolescent și le face... Da, adică, și mi se pare fascinant. E adorabil, pur și simplu adorabil să-i vezi cât de mult se preocupă să le fie bine, să se descopere, să se cunoască. Asta îmi place în spectacol foarte frumos. Dar, na, îmi place să lucrez cu oricine. Adică eu am zis tot timpul. Sunt perioade în care mi-e greu și în care mă gândesc oare ce mi-a fi trebuit, dar, și firesc. Dar de mai multe ori spun că dacă ar fi să iau de la capăt aș face același lucru de 10 ori. Adică îmi iubesc, fratare, meseriile, că nici nu știu. Artistă, psihologă, pe acolo, pe undeva, da. Apropo de că nu cred că am închis capitolul cu inteligența, capitolul pe care eu credeam că l-am structurat în mintea mea, să spunem de fapt ce ar trebui să conțină. Ce este nevoie? Nu mai folosesc cu tine, trebuie că te uiți la mine cu o privire de... Am înțeles. Ce este nevoie să conțină? Ce ar fi... cum să formulez? Ce ar fi bine, că nu-mi găsesc alt cuvânt, să conțină această inteligență emoțională, mai ales pentru un lider de echipă, de ce o fi acolo? De organizație. Cred că eu lucrez pe patru piloni sau patru dimensiuni în ceea ce numim să zicem putere emoțională. Putere. Oricum agilitate. Sau oricum am numit eu. Primul nivel este să observi emoțiile la tine, la ceilalți. Uh-huh. Apoi să înveți să le numești, să poți să înțelegi care este acea emoție. Apoi să știi să o interpretezi, să o decodifici pe această structură despre care am povestit. Fiecare emoție are cu totul altă semnificație și cu totul alt mesaj și informații pe care ți-o aduce și ai nevoie să înveți să o decodifici și apoi să găsești mecanismul prin care să te muți dintr-una într-alta. Deci,
observi o emoție, numești o emoție, decodifici și apoi te muți dintr-un într-alt. Adică până la, că, iarăși, e o nevoie firească, prima dată ce te aștept să, ok, cum, fiecare cum formulează, să gestionezi, să scap de ea, să, cum să fac să scap de emoția asta? Păi care-i? Că nici măcar nu știm care-i întâi. Uh-huh. Cum te simți? Nu știu, dar ceva nu mi-e bine. Ok, să o luăm de la început. Și e un proces, în primul uh-huh. rând, asta e important să știe toată lumea, e un proces. Nu poți să sari direct în pasul 4, că s-ar putea să nu-ți iasă sau să... Da, să înalge acolo. Dar eu, ca lider unei echipe, cum gestionez? Acum am grijă la fiecare cuvânt. No. Care... cum primesc și construiesc relațiile dintre colegii mei, dintre subalterni, ca să fie clară ierarhia? Cum îi motivez? Cum... Și captând aceste energii și folosindu-le cumva în favoarea echipei. Adică cum știu eu? Trebuie să fiu un psihoterapeut bun ca să pot gestiona, pentru că și în echipă apar tot felul de persoane cu personalități, de indivizi cu personalități diferite, care la un moment dat sunt, în fiecare echipă există, un Gigi Contra, o zâna zânelor, o cum gestioneze echipa asta plină, așa, mustește de tot felul de emoții. Și eu sunt undeva, cumva un pas lateral și mă uit și zic, auci, aici, dar am un scop, un obiectiv pe care trebuie să-l ating într-un anumit termen foarte bine definit. Dar am tot felul de întâmplări în echipa mea. Mm-hmm. Păi, ai descris viața în principiu. Da. Adică, sigur, suntem diferiți, reacționăm diferit la în anumite situații, venim cu personalitățile și cu istoricul nostru de acasă. Se întâmplă des, lucrând cu oamenii și îi ajut să înțeleagă că e vorba și de personalitate și că este o poveste acolo pentru care te face să faci anumite lucruri. Și aud des că, da, eu nu sunt terapeutului sau ce vină am eu pentru ce exact, a pățit. Exact, eu am dat task-ul, termenul și... Sigur, e important să creezi acest spațiu. Pentru mine, adică iarăși ne ducem în această dualitate, mai ales în mediul ăsta profesional, antreprenoriat, business. Ne ducem în dualitatea între orientarea spre oameni, spre relații sau orientarea spre sarcini, obiective și rezultate. Din nou, e aceeași poveste. Viața este cu și, nu cu sau. Pentru mine, cel puțin. Na, poate există și alte filozofii. Pentru mine, lucrurile pot fi împreună. E foarte greu să obții rezultate dacă stai doar și ești atent doar la oameni și îi mângâi pe creștet pe toți unul după altul, că nu mai ajungi să obții rezultate. Nici să te uiți doar la rezultate, avem de făcut asta și asta și nu ne interesează cum ne simțim, care e starea, care e atmosfera în echipă și dinamica asta de colaborare. Deci, pentru mine, în rolul ăsta de lider, antreprenor, manager, e important să înveți să lucrezi cu ambele dimensiuni și să știi în mod înțelept când să oferi spațiu pentru relații și când să spui, ok, înțeleg că acum nu e neapărat cel mai fericit scenariu sau nu e foarte bine. Suntem într-o situație de criză, de urgență, de limită, o facem și apoi ne așezăm și ventilăm și oferim feedback și iarăși apelăm la altfel de instrumente. Cred că totul se educă. Nu este cineva care... adică nu, asta nu e ceva ce cred că ne naștem cu capacitatea asta, ci pur și simplu o formă de a ne educa emoțional. Da. Sigur, când nu sunt sigură că am răspuns la întrebare, cred că pornise de la ideea ce faci când ai oameni care au bun, că-s diferiți, nu, de asta am zis că e viața. Odată ce ești educat emoțional, poți gestiona până la un punct. După acel punct, ai nevoie de ajutor extern. Adică terapeut, așa cum de altfel și tu practici, sau un coach de echipă sau de leadership, care să poată să vină cu o altă perspectivă. Adică eu nu cred, ca în orice altă meserie... Da, uite, scuză-mă că fac o paranteză. Și, de exemplu, într-o situație de acest gen, în care există un anumit conflict uneori ascuns, nu e pe la suprafață, un lider superior, nu știu care era, cineva mai deasupra, există tot felul de termeni, mai ales în engleză, hotărăște această gașcă, e nevoie să intre într-o ședință de coach sau într-un training sau ceva care să-i ia acolo o problemă.
cum lucrezi cu ei? Că oamenii nu știu la ce să se aștepte. Depinde, pentru că nu iau neapărat cererea așa cum vine. Dacă vorbim de coaching de echipă, asta obligatoriu implică prezența liderului împreună cu echipa. Și atunci lucrurile se reglează și oamenii se pun de acord despre cum facem noi lucrurile în această echipă. Că mai degrabă aș spune că facem o formă de aliniere despre principii, despre limite, despre felul în care exprimăm niște așteptări unii de la ceilalți, inclusiv profesionale, felul în care ne măsurăm succesul, ce se întâmplă atunci când cineva nu reușește, cum este sprijinit, când cere ajutorul. Adică sunt foarte multe subdimensiuni care țin de alinierea unei echipe către succes și performanță. Și obligatoriu trebuie, managerul e parte din echipă, atunci e important să fie acolo. Și asta e forma în care lucrez. Dacă e o nevoie punctuală a unei persoane și lucrez individual, iarăși felul în care lucrez este că la un moment dat, și asta din nou e foarte transparent de la bun început, întâi învăț la ce să se aștepte, că da, nu știu la ce se aștepte, dar când lucrez individual, îi anunț pe toți că la un moment dat vor fi invitați în procesul acelei persoane de schimbare, de transformare, adică poate invita un coleg cu care se înțelege foarte bine, poate invita un coleg cu care se înțelege cel mai puțin. Poate invita managerul lui sau poate invita un... Ce provocare! Da, pentru că e important să aibă o perspectivă foarte sistemică asupra felului în care comunică, relaționează, gestionează situații, rezolvă probleme, ia decizii. S-ar părea că am o problemă, că mi-a rămas ceva în gât, somatizez, dar nu știu cu ce... Scuze-mă, te rog, te întrerup. Și asta mă gândeam așa acum. Când tu le spui care sunt pașii la început, cam scos din zona de confort și nu ești chiar așa iubită. A, nu, sunt așa prietenoasă la început. Adică, auleu, lucrez cu șeful, lucrez cu colegii care nu prea îmi plac și eu abia aștept să plec de la job să nu-i mai văd. Nu prea am întâlnit așa rezistența asta, pentru că felul în care lucrez este foarte non-directiv. Adică îi spun, asta e o opțiune. Tu ai să decizi și când inviți și pe cine inviți și dacă inviți. Da? Adică îi dau puterea omului. Eu sunt doar un partener. Eu nu pot să decid în locul lui. Eu nu spun la a treia întâlnire o să chem pe cineva și fix această persoană. Eu creez un spațiu. În acel spațiu fiecare și-a propriile decizii, va putea merge mai repede sau mai încet în funcție de cât de dispus este să vadă lucruri. Da, uneori este inconfortabil, dar rezultatul merită. Nu există progres fără disconfort. Exact. Sunt echipe care probabil la final se încheagă atât de bine și ajung să se cunoască după ce și-au făcut autocunoașterea, încât pot rămâne zeci de ani împreună. Dacă condițiile, depinde foarte mult. Acum, cât rămânem într-un loc sau altul, e influența de mulți alți factori, dar da, în general, profesional, rămânem dacă simțim că în locul în care suntem, simțim că contăm. E una din nevoile fundamentale ale noastre, adică să contez în loc, să aparțin locului, să contez în locul în care sunt, să simt că prezența mea chiar face diferență. Altfel, dezrădăcinăm destul de ușor. Da, deci asta e o atenționare și pentru acel lider. Să ofere acest feedback de tu contezi în echipă. Da. Și feedback, și dincolo de feedback, inclusiv învăț care sunt lucrurile care ajută oamenii să simtă că aparțină fără să-i spună direct care tu sunt? Ești aparțin. Eu sunt un copil în fața, raftului de jucării. Sunt multe. Cred că primul și cel mai important, aș zice, felul în care oamenii sunt implicați în decizii. Și de obicei nu sunt neapărat implicați sau există o falsă impresie că sunt implicați în decizii. Adică dacă facem o ședință în care adunăm toți și
există discuții, sigur, toată lumea are dreptul la a-și pune părerea, adică toată lumea o să zică, da, cum să nu, poate, oricine poate să spună ce crede, ce vrea, ce-și dorește. În realitate, pentru că am văzut de prea multe ori și îndrăznesc să spun în realitate, deciziile se iau destul de unidirecțional. Adică ne ascultăm, ne auzim, ne întrebăm până la un punct la care decizia e luată în altă parte. Și atunci asta e primul lucru. Că cum sunt implicați oamenii în deciziile care îi privesc? Și asta e valabil și în familie, și cu partenerul, și cu copilul. Da. Felicia, îți mulțumesc frumos. Poți să crezi că au trecut 50 de minute? Nu. Eram convinsă. Mulțumesc frumos. Odată e greu să te aduc. După aia știu acum care e calea. Nu mai scap de mine. Mulțumesc încă o dată. Le mulțumim și telespectatorilor. Să aveți o zi frumoasă.